Salut! Sunt șef Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria Șef la Cuțit. Astăzi vom găti împreună o rețetă un pic mai leneșă. Sarmale, dar nu orice fel de sarmale. O să facem varză a la Cluj. Deci, practic, sarmaua decompusă. România s-a ocupat dintotdeauna cu deconstrucția rețetelor de bază din bucătăria românească, lucru care de-abia acum este la modă în bucătăria modernă moleculară, și anume decompunerea rețetelor de bază. Varză murată, carne tocată, un lucru foarte important, carne tocată bio. De fiecare dată, v-am zis, când am posibilitatea asta să aleg ingrediente bio, voi alege întotdeauna ingredientele bio. Varză, carne și orez. Punem la călit varza murată cu afumătură. Gustați varza murată de sare să vedeți dacă trebuie ținută la desărat sau nu. O jumătate de oră în apă este ok, dar o voi folosi așa și nu până pune sare în restul ingredientelor pe care le voi folosi. O jumătate de varză este destul. Afumătură. Avem aici cotlet țărănesc. Un cățel de usturoi. Zdrobit doar. Și să dăm drumul la tigaie. Ulei de floarea soarelui. Câteva frunze de mărar. Punem tot un tigaie în același timp. Frunzele de mărar prefer să le lăsăm întregi și punem tot un tigaie. Lingura de lemn. Călim puțin cât să își preia din gustul de afumătură varza murată și dăm înainte cu carnea tocată. Amestec porc vită, carne bio, atenție, 350 de grame ne ajunge pentru cât avem noi de gând să facem acum pentru o porție și 3 căței de usturoi. Tocăm, ulei de floarea soarelui, în tigaie, direct. Călim totul, îl ducem aproape de punctul de a fi gătit, iar în momentul în care vrem să-l băgăm la cuptor, doar să se împrietenească aromele între ele. Și punem usturoi în tigaie, carnea tocată bio în tigaie, cimbru uscat, gătim carnea tocată. Încercați să separați carnea. Încerca să nu lăsa să fie bloc. Orez bob rotund. Urmează următorul ingredient. Usul de roșii peste carne. Perfect. E un miros de sarmale exact cum v-am zis la început. Decompus, deconstruit. Să nu vă speriați, grăsimea este bună, mai ales în această combinație. E doar ulei și grăsime de la carnea de porc și de vită din amestec. Deci varza la Cluj ar trebui să fie în straturi suprapuse, dar vreau să vă arăt ce se întâmplă cu această minunăție. Și atunci o să le pun în straturi. Avem carnea, care stă bine între varză și orez. Iar acum grăsimea de la carne. Punem frumos peste varză. Orezul. Așa. Și îl așezăm în locul în care ne-a rămas. Liber. Perfect. Grăsimea pe care vorbeam mai devreme ajunge un pic și pe orez. Punem la cuptor să se rumenească totul. 160-180 de grade, o jumătate de oră. Wow! O altfel de sarma, practic decompus, așa cum am început. Singura chestie care îi mai lipsește de aici în momentul ăsta este un pic de smântână grasă, pilos, pe care o punem un pic pe carne, un pic pe varză. Doamne, cum arată! Câteva frunzulițe proaspete de mărar. Și zic că spor la gătit și poftă bună!